bucurie vă regăsim, dragii noștri, la întâlnirea cu handbalul de aici, din sala sporturilor din Roman. Astăzi, într-o zi frumoasă de început de toamnă și într-o zi de mare sărbătoare, pe 9 septembrie așadar, etapa a doua a Ligii Naționale Feminine, Liga Florilor, ne propune să urmărim împreună, în exclusivitate la roman24.ro, meciul dintre echipa Csm Roman și Scm Buzau. O partidă care se anunță așa cum s-au întâmplat de altfel în toate meciurile de aici, de la Roman, foarte, foarte interesantă, chiar dacă, să spunem, gazdele vin cu deja o istorie în acest prim eșalon al campionatului intern, iar Scm Buzau este o nouă promovată. Nu se poate discuta despre diferențe mari de nivel între loturi, pornind undeva de la, să spunem, CSM București în jos. Așadar, un meci deschis oricărui rezultat, să spunem, mai ales că se întâlnesc două formații care vin după eșecuri în primele meciuri disputate în etapa întâi. Să trecem în revistă și cele două loturi. Romanul, care se prezintă oficial în fața propriilor suporteri pentru sezonul 2018-2019, este condusă de pe bancă de Cornel Bădulescu și Viorel Lazar. Și în ordinea numerelor de pe tricou le va trimite astăzi în teren, în funcție de necesități, pe Ana Maria Simion, Oana Chitacu, Ana Maria Mârcă, Victoria Timoșencova, Carmen Stoleru, Raluca Grigoroae, Daniela Corban, Elena Carmina Badea, Elena Daniela Todor, Iulia Cavornina, Roxana Diana Cârjan, Roxana Ureniuc, Greta Ionela Simion Dinu, Irina Ivan, Monica Enela, Elena Rusu și Anca Polocoșer. Profităm de acest moment pentru a le transmite la mulți ani cu prilejul onomasticii lui Ana Maria Simion și Ana Maria Mârcă. Un lot modificat substanțial față de ediția trecută de campionat, în care Romanul nu a reușit să intre în obiectiv, însă nici o ediție a Ligii Florilor nu a semănat cu cealaltă. Așa este, știm cu toții. Este probabil un moment al renașterii, cu toate că Romanul s-a împiedicat în prima etapă la Bistrița. Este evident că, la fel cum s-a întâmplat de fiecare dată, CSM Roman va fi una dintre formațiile foarte, foarte greu de trecut pe teren, de trecut pe teren propriu și nu numai. De partea cealaltă, formația din Buzău le are în teren pe Mădălina Predoi, Cristiana Ciuplea, Cristina Strahan, Ionela Goran, Alina Iordache, Diana Predoi, Cristina Nan, Alexandra Banciu, Roxana Tabarcea, Diana Ilina, Marinela German, Andreea Mărgineanu, Mădălina Pușcaș, Alina Ilie și Maria Gedroa. Gedroit, în fine, două cunoștințe ale suporterilor romașcani de handbal pe cele două bănci tehnice, spuneam, domn profesor Cornel Bădulescu la gaze, și pe cealaltă parte este Dumitru Mușii, un tehnician care de asemenea a evoluat aici alături în acest meci de secundul său, Romeo Ilie. O brigadă de arbitri din București, Alexandru Nițișor și Alin Stamatoiu, iar delegatul FRH, calitate de observator, este Walter Dăncescu, de asemenea din capitală. Două echipe care se cunosc, să spunem așa, mai ales prin prisma întâlnirilor directe, deși evident vorbim inclusiv despre o nouă promovată. Gruparea din Buzău a participat în această vară, în a doua parte a lunii august, la trofeul Roman Mușat. Atunci a fost un egal,
în partida de debut și o victorie a Romanului în finală, care a ținut trofeul acasă. De această dată, evident, lucrurile vor sta cu totul altfel. Ceea ce privește angajamentul, mai ales și ceea ce privește miza până la urmă pusă în joc. Gazdele vor avea primul atac al acestui meci și avem onoarea și în același timp bucuria de a vă prezenta primul 7 ofensiv al grupării CSM Roman. O vedem cu numărul 18 pe Raluca Grigoroae, o mai veche cunoștință a Romanului, alături de Elena Daniela Todor, Elena Daniela Băbeanu, cum era cunoscută în momentul când a evoluat data trecută aici la Roman. Desigur, Raluca Grigoroae și-a în primire postul de pivot, coordonatoare va fi această Daniela Băbeanu, de care vă spuneam. O vedem în inter stânga pe Anca Polocoșer, în inter dreapta pe capitanul Carmen Stoleru. Extreme joacă Romanul pe partea stângă cu Elena Carmina Badea, iar în dreapta cu Ana Maria Simion. În poartă pentru începutul acestui sezon de acasă este Ana Maria Mârcă, Ana Maria Olariu, în vremea când a mai evoluat aici la malul Moldovei. Băbeanu este faultat de Ilina. Faul și va fi doar 9 metri la încercarea de incursiune a capitanului Carmen Stoleru. 9 este 7 metri, până la urmă s-a dictat o apărare semicerc și va executa Simion față în față cu Alina Iordache, o fentă, și scrie cea mai bună marcatoare a Romanului în ultimul turneu derulat în străinătate. Iată-le acum pe fetele de la SCM Buzău. Au adus-o pe semicercul de 6 metri pe Cristina Nan, coordonatoare, este evident, Diana Ilina. În interstânga evoluează Maria de Doi. Cercare de pătrundere din inter dreapta, aruncare și să vedem. Apărare în semicerc și 7 metri la pătrunderea Ionelei Goran. Vine să execute Ilina față în față cu Ana Maria Mârcă. La 1-0 pentru Roman, minutul 3. Zoul reușește să restabilească egalitatea. Până acum nu au fost făcute modificări tabăra Romanului, deci sigur a fost și o fază ceva mai rapidă. Stoleru! Nou prinsă de către apărătoarele celor de la SCM Buzău. Fault acum și la Simion. Moment executat rapid de Agriguroae. Todor. Simion. Circulație bună. Fără soluție, au aglomerat Buzoencele, zona centrală, a venit acolo Simion, al doilea pivot, 9 metri doar. Lucoșer pentru Stoleru, acum aruncă Dana Băbeanu. Iată, 4 pentru prima dată în debutul acestei partide. Zoul prin Mădălina Predoi scrie pentru a prelua avantaj. Din nou o paradă bună Alina Iordache în fața Danei Todor. Dana Băbeanu poate din reflexiv, vă mai spune așa, sper să nu se supere nimeni.
viitoarea, un gol de senzație într-un final de meci aici, care a dus trei puncte vitale Romanului. Vedem ca și acum, aruncare cu brațul drept din extrema dreaptă, cel chiar în fața Craiovei. Todor Colocoșer lasă în extremă. Badea obține, să spunem așa, un prim cartonaș galben cu contactul anterior. Avea mult de muncă până la Elena Carmina Badea să sublinească lipsa pe acel post al Ana Maria Popa, Ana Maria Iuganu, una dintre liderele acestei formații în campionatul trecut, acum transferată. 9 metri doar pentru Gazdă, minutul 5. Formația vizitatoare conduce cu scorul de 2-1. Prepasiv pentru Roman și pas la Anca Polocoșer. Joacă bine până la un punct. Acum cartea contraatacului fetele de la Buzău. A fost fault asupra Mădălinei Predoi, partea capitanului Carmen Stoleru. Situație rapidă pe ofensiv, intră pentru oaspete jucătoarea cu numărul 96, Alina Ilie. Inter dreapta acum la minge, șează cu Detroit. Faul și să vedem cartonaș galben văzut de către Anca Porcoșer. Suntem în minutul 6, cu avantajul atacului și un gol în plus pe tabelă. Iată, Buzăul se dovedește încă din start destul de bătoiasă aici la Roman, exact ce anticipam. Situație bună a mingii și paș, greșeală neforțată a Ionelei Goran. Nu a fost Ionel Goran, cer scuze, Ilina. Goran face mai mult faza de apărare, fault. 9 metri. Blocată în săritură Anca Polocoșer. Un ritm bun în aceste prime 6 minute și 40 de secunde ale meciului de aici, de la Roma, între CSM din localitate și CSM Buzău. Groaie, toarce. Doar Goran face o apărare ceva mai avansată. Todor blocată. Stat bine pe picioare acolo defensiva celor de la Buzău. Încearcă să iasă pentru a juca și cartea contraatacului Ilina. Succesiv în prepasiv Romanul, aruncare și fault făcut la timp de această dată de Todor. De trebuie repus din locul în care a fost comisă infracțiunea. A scăpat, să spunem, evident, cu fața curată ocuparea gazdă de la un moment care putea aduce al treilea gol pentru Buzău. Se joacă și se joacă frumos. Ilina indică schema ofensivă, cu care și la post Ana Maria Mârcă. Toriță de reflex, neatentă de această dată, a fost la post acolo, însă Dana Todor din extremă, Ana Maria Simion. Iată cât de rapid vine Buzăul pe contră. S-a văzut și la Roman în vremea în care era Dumitru și aici. Se miza pe această carte contra atacului de această dată, însă câțiva pași, sau mai bine zis un pas în plus, le-a salvat pe gazde de primirea unui nou gol. Minutul 9 rămâne. CSM Roman 1, CSM Buzău 2 în etapa a doua a Ligii Naționale, Liga Florilor.
coșer. Toare finalizării, încercarea de angajare a pivotului, a călcat semicercul, da, nici nu avea cum altfel. Doamna Todor se pripesc, Buzoencele, scăpat Romanul de faza a doua, Todor calmează atacul pentru un pozițional. În aceeași formulă, ușor schimbat acum prin introducerea Irinei Ivan. Inter stânga. Bulbuie faza Polocoșer. S-a pierdut un tempo. Aruncă și să vedem. 9 metri doar. A trebuit să arunce Anca Polocoșer. Jucătoare originară de Suceava, adusă sezonul trecut, iată acum pe Carmen Soleru, restabilind egalitatea chiar în momentul în care a intrat minutul 11 al acestui meci. Să ceme Gloria, se așează și ea pe un pozițional. Zâmb pe Ilina și pătrunderea ei impetuoasă pe zona centrală. Fântă din corp, a fost un fault, stau bine acolo. Atât Ivan cât și Stolero, dar și Polocoșer. Vedem inclusiv pe Agrigoroaie făcând ambele faze. Nou la post, Ana Maria Olariu Mârcă. Van pentru Stolero, neatenție și posibilitate de contră, faza a doua, dusă bine și fructificată de Ionela Goran. Din nou Gloria Buzău la conducere pe tabelă, avantaj minim cei drept, este 3-2. Zona centrală, aruncare telefonată a Ancăi Polocoșer la post, a fost Iordache. Foarte, foarte rapid, Buzăul din extremă reușește să înscrie prin Diana Predoi, 12. Iată, oaspetele vin cu avantaj de 2 goluri, este 4-2, sala sporturilor. O sala sporturilor aproape plină, siguranță se va umple la pauză. Sinanan a încercat acolo ștergerea mingii, care le putea pune pe Buzoiece în avantaj concret. O să se înfalci pozițional pentru gazde. Nu a venit al doilea pivot, aruncă brațul stâng, faultată însă. Se vede, dar 9 metri, fără sancțiune disciplinară și tehnicianul Cornel Gândulescu solicită primul timp de odihnă al acestui meci, de care voi profita pentru a vă reaminti scorurile înregistrate în prima etapă din campionat. Atunci a fost Csm Craiova, HC Dunărea Brăila, 30-22. Gloria Buzău a luat bătaie la 10 goluri acasă, de la Vâlcea a fost 14-24. CSM Slatina, CSM Gura Cisnădie, un meci destul de intens, s-a terminat cu victoria celor de la Cisnădie cu 22-19. Clujul a luat bătaie acasă, previzibil sau nu prea, să spunem, de la Corona 2010 Brașov, vreme ce Romanul a pierdut, cum spuneam, 30-25 la Gloria Bistrița Năsău. HC Zalău, CSM București, foarte, foarte strâns. Echipa lui Gheorghe Tadic a pierdut la 3 goluri.
A fost 22-25 țara care poartă numele cunoscutului tehnician. CSM Naur Baia Mare, o altă nouă promovată, să spunem, a trecut acasă cu 25-11 de CSM Galați, vreme ce în această etapă vor fi disputate în afara meciului de Gela Roman, CSM Galați, HC Zalău, HC Dunărea Brăila cu CSM Naur Baia Mare, Corona 2010 Brașov, CSM București, CSM Gura Cismedie Gloria, Bistrița Năsăud, Vâlcea joacă acasă cu Craiova și cam atât. Meciul își menține același ritm bun. Gazele au primit instrucțiuni de la tehnicianul Cornel Bădulescu și acum trebuie să facă și ceva concret pentru a reuși să acopere acest dezavantaj de două goluri pe care îl înregistrează în minutul 14. Locușer, Solero, circulație bună, dar sterilă. Ține soluții, în ciuda eforturilor lui Aghi Goroaie. A încercat să tragă acolo, să facă un culoar. Iată, de partea cealaltă, ce bine vine Gianna Ilina. Pare aproape de jumătatea primei reprize, face 5-2 pentru SCM Gloria Buzău în sala sporturilor din Roma. Mizează evident pe contre Dumitru Mușin. Van Polcoșer acum. Centri foarte buni pentru gruparea vizitatoare. Refer aici la Nan, la Goran, dar și la Gedroi. Greșeală neforțată, să spunem așa, care îl face pe Dumitru Mușii să-și smulgă părul din cap. A figurat. Un dublu dribling ca la începuturile handbalului. Simion reușește. Simion, bine, vine și înscrie acolo Domina Predoi pentru 6-2. Minutul 16. Vedem intrată pe Oana Chitacu în extremă dreaptă la gazde. Cum spuneam, Ana Maria Simion sărbătorită a zilei, a prins până acum cel puțin cea mai bună zi. Iată, câte greșeli la faze simple, greșeli de începător. Prima etapă acasă pentru gazde care se văd conduse în fața unei formații care vine, să spunem, mai mult cu numele din eșalonul inferior, pentru că momentul care dispune este unul care, zicem noi, se ridică la cinstățile ligii naționale. 9 metri acum pentru Gloria. Aruncă în bară Maria Gedroi. Carmen Soleru este coordonatoare de această fază, care dintre dreapta a intrat și Cavronina.
vedem pe Dana Todor între stânga, aceleași extreme, 7 metri la pătrunderea Dani Bobeanu, Dani Todor. Ana Maria Simion să execute al doilea 7 metri pentru gazde. Mădălina Pușcaș trimisă în poarta gloriei. Simion vedem faultată, oricum de apreciat așa între ghilimele stația Ana Maria Simion. Tolero, gol de această dată. Romanul insistă să-și arate forța de pe 9 metri. Poate n-ar fi rău să încerce să arunce mai mult. Cu siguranță atât Băbeanu cât și Cavornina, dar mai ales Toleru, pot face acest lucru. Minutul 19, CSM Roman 3, CSM Gloria Buzău 6, mară și scapă un dram de noroc Romanul în fața curată. Cavronina, Valero, Băbeanu, Chitacu pierde mingea, însă se consideră că a fost faultată de Diana Predoi. 9 metri. Cu 20. Cavronina. Lero, până în extrem, bâlbâie această minge. Practic și-a dat-o în picior Carmina Badea. O nouă minge acâta, făcută cadou celor de la SCM Gloria Buzău. Formația mai pragmatică aceste prime 20 de minute ale întâlnirii de aici din sala sporturilor din Roman. De handbal autentic încheiată cu finalizarea pivotului Cristina Nan și gol. Schweitzer, defensiva Romanului, altădată arma principală. Hai să spunem că este doar cea de doua etapă, însă trebuie luate puncte. Ne amintim de un sezon destul de trist, 2017-2018, care au fost pierdute puncte prețioase, așa de parcă nici nu ar fi fost necesare. De această dată, iată, și din extrema stângă scrie formația gază prin Elena Carmina Bat, beneficiat de o pasă bună, cum să-și facă pași și unghi. Buzăul calmează, are avantaj de 3 goluri. Am intrat în minutul 22. Oaspetele au 7-4. Fondul unei partide presărate cu multe greșeli personale, forțate, să spun. Cătăciarul care mârcă la post. Din nou portărița Buzăului, acum prin blocaj a încercat Carmen Solero și o formalitate doar pentru Alina Iordache să recepționeze această minge. Dumitru Mușii solicită și el un timp de odihnă.
vedem pe profesorul Cornel Bădulescu sfătuindu-le mai mult părintește pe elevele sale asupra ceea ce au de făcut. S-a văzut însă destul de clar că au fost multe, multe greșeli. Greșeli la faze simple, care Buzăul, fiind ceva mai lucidă, a putut să le speculeze. Să nu uităm să faptul că formația gazdă are un lot modificat radical, mai mult decât atât, dacă se poate. O echipă nouă, practic, acest sezon. Las dintre titulare, dar să spunem așa, portărița Timoșencova, desigur, capitanul Solero, Ana Chitacu, Ana Maria Simion și Greta Timo, alături de Anca Procușer. Rest, transferuri cerute de situația înregistrată pe fondul acelui sezon în care multe dintre fostele componente ale CSM-ului, care unele nu și-au adus chiar foarte serios aportul, mai ales în ultimele etape, au trebuit să plece. Cavronina pentru Todor și din extremă bară. Fază frumoasă, dar fără gol pentru gazde. 7 metri obținut direct de Ionela Goran. Nu a avut ce să-i facă acolo Raluca Vinguroi. Și vine să execute Ziana Ilina, în momentul în care între buturile gazelor intră Victoria Timoșencova, aplaudată de către suporteri. Și este gol. Nou gol pentru formația vizitatoare, care le arată gazdelor o lecție de pragmatism. Minutul 24, CSM Roman 4, CSM Gloria Buzău 8. Cavronina peste. Gata, cât de rapid se mișcă jucătoarele de la Buzău și obține acum cartonaș galben pentru Cavronina și aruncare de la 7 metri. De remarcat așa, ca o frecție la piciorul de lemn, parada frumoasă a portăriței Ana Maria Mârcă. Va executa aceea și Ionela Goran. Rămâne în poartă Mârcă. Greșește, însă incredibil. Să vedem. Mingea trebuie repusă de acolo. Nu știu. A avut mingea destul clister. Oricum a scăpat-o Ionela Goran. Inexplicabil. Nu s-a mai văzut de foarte multă vreme așa, să spunem, execuție de la 7 metri. Acum sancțiune a pătrunderea Cavroninei. Minutul 25. Gazele au posibilitatea să apropie din nou la 3 goluri. Elena Daniela Todor va executa față-față cu Alina Iordache. Și scrie 26, Roma 5, Buzău 8. Tare, Romanul beneficiază de posibilitatea unei contre. Nu am văzut acest lucru la CSM acest meci decât sub forma unor
ușoare tentative, încercare de angajare a pivotului Raluca Guroaie, proteste ale lui Dumitru Mușii, care vede cartonașul galben. A fost la decizia arbitrului. Dumitru Mușii era destul de aproape. Avronina! Foarte bine Alina Iordache. Duel de la distanță al portarilor Iordache și Mârcă. Aproape imbatabilă la mingile trimise pe jos această Alina Iordache. Cealaltă parte, Ana Maria Mârcă s-a desfăcut mult mai bine la mingile asemenea ține. Zona corpului. Pe jos însă, așa cum s-a întâmplat și acum, a cam venit gol după gol. 27 9 la 5 pentru Csm Gloria Buzău. Un meci pe care l-anticipam greu pentru formația romașcană. Fetele nu pot spune că nu au avut ocazia să se antreneze, să se cunoască. Anticipat și la localuri, au fost și la turnee de verificare, inclusiv peste hotare. Cantonament fizic au deja mai bine de două luni de când sunt împreună și uneori nu prea arată a echipa. Fazele sunt adesea foarte, foarte clare. Se vede mâna lui Cornel Bădulescu. Acum, iată. Zoul de posesia Romanul este în amenințare de joc pasiv. Testat destul de multe decizii ale arbitrilor, cei de la Gloria Buzău. Acum 2 minute de eliminare. Prima asemenea sancțiune în acest match pe care o vede Maria Edoi. Prioritate numerică pentru Roman pe finalul primei reprize la un handicap de 4 goluri. De vedere economic, interesant ce se va întâmpla de acum. Iată, gol reușit către Irina Ivan. Și evident, Zoul nu se va mai grăbi, renunță chiar la portar pentru a-și putea face faza ofensivă. A văzut probabil că nici Roman nu excelează la contre. Faza a doua. Este așadar tot un 6 contra 6 pe semicercul gazelor. Handbal modern impune acest tip de joc în inferioritate. Bineînțeles că și secundele care trec sunt în favoarea Gloriei. Merge prepasiv. Cu arunca. Minge salvată în extremă de către portărița Mârcă. Romanul nu are soluții, așa cum a spus. Iată ce face. Pas de faul. Fost paș, dar și fault. Iată-o pe Chitacu! Lina Iordache, din nou providențială pentru formația Csm Gloria Buzău. Ține secunde până la finalul acestei prime reprize, doamnelor și domnilor. Locaș și poarta este goală! A terminat timpul, însă nu a mai putut face nimic Badea. Așadar, după 30 de minute, sala sporturilor de la Malul Moldovei, CSM Roman 6,
SCM Gloria Buzău, nouă în etapa a doua a Ligii Naționale, Liga Florilor. Doamnelor și domnilor, luăm și noi o scurtă pauză, după care vom reveni pentru a vedea ce se mai poate întâmpla în acest meci. V-am regăsit în direct, dragii noștri, pentru a vedea deznodământul meciului dintre CSM Roman și CCM Gloria din Buzău, partidă contând pentru etapa a doua a Ligii Naționale, Liga Florilor, la handbal feminin aici, în sala sporturilor din Roman. La pauză, oaspetele conduc, având scorul de 9-6. Evident, s-a înscris destul de puțin pentru o partidă de la acest nivel, dar nu trebuie omis nici faptul că au fost făcute destul de multe greșeli, mai ales din partea formației gazdă, care acum are șansa să își spele din păcate. Oaspetele conduse de Dumitru Mușii, de pe bancă, și vor conserva cu siguranță doza de pragmatism, speranța obținerii unui rezultat bun. Iată acum însă pe Ana Maria Mârcă, negând efortul Gianei Ilina, piciorul stâng, foarte frumoasă parada, la o fază pe care scria gol Solero Ivan. Solero, în extremă, și nu se descurcă Elena Carmina Badea. Alina Iordache, meci bun făcut astăzi la Roman, portărița celor de la Buzău, la fel ca de altfel și Mârcă de la gazdă, a fost autoarea unor parade de senzație. Lucaj al Danielei Todor. Centru defensive alături de Irina Ivan și Raluca Aguraj. Gol frumos înscris de această dată de către oaspete, care fac 10-6 în minutul 32. Solero Goraie, 7 metri și 2 minute de eliminare, care le vede Cristina Nan. Centrul de la Buzău trimis pe bancă. A ratat Ana Maria Simion, așa că o lasă pe Daniela Todor, băbean, să-i prima și este gol. Șapte la 10. Intrăm în minutul 33. Buzăul fără portat.
Gianna Ilina, continuare coordonatoare. Și iată, ce gol! Îl scrie o torpilă a Alinei Ilie. Un om mai puțin pe teren, Buzăul reușește să înscrie. Ceva probleme cu atitudinea lui Dumitru Mușii și mai ales a elevelor sale. Să vedem, 2 minute de eliminare pentru schimbare neregulamentară. Să le vedem pe Romașcance ce vor face într-un atac 6 contra 4. Să iasă, greșește Ana Maria Simion, nu se grăbește Buzăul. Vedem pași Ana Maria Simion, profesorul lui Cornel Bădulescu. Sigur, sunt gândurile destul de amestecate acum. Vedem luat om la om pe tot terenul pe Ilina. Romanul nu reușește să fructifice nici avantajul de un om și de doi oameni. Iată, acum 7 metri. Se încercă văzută la modelnea pe 2, care vede și ea 2 minute de eliminare. Iată de arbitre acestui meci, Alexandru Nițișor și Alin Stamatoiu. Care au mulțumit profund pe cei de la Buzău. A rămas în 4 cu tot cu portar. Cei de la Gloria. Domina Pușcaș în poartă la aruncarea Dane Todor Băbeanu, care scrie. Și este 8 la 11 în minutul 34. Nimeni nu ia om la om pe tot terenul. De-abia acum iese pentru această fază Carmina Badea. Păzește pe Ilina. Faul și 9 metri. S-a descurcat Mărgineanu. Spunem doar cap de 2 oameni pe teren pentru Buzău, care nu renunță la luptă. Și iată ce face. Înscrie. Hop la 12. Minutul 35. Simion. Pare din nou conferinția Alina Iordache. Nu a reușit Romanul să fructifice unele dintre cele mai bune momente de superioritate numerică de pe finalul primei reprize și mai ales de la începutul acestei reprize. Mai mult decât atât, Buzăul are avantaj de 4 goluri față de cele 3 pe care le avea la pauză. Este în minutul 36. Și Dumitru Mușii cere timeout. Poca a fost învinsă la limită de Slatina,
În debutul acestei etape, secundă, cu 20 la 21, a fost 8 la 9 la pauză. Se mai dispută partidele dintre CSM Galați și HC Zalău, HC Dunărea Brăila, CSM Naur Baia Mare, Corona 2010 Brașov cu CSM București, un meci de totul sau nimic, Măgura Cismădie cu CS Gloria 2018, Bistrița Năsăud și SCM Râmnicu Vâlcea, SCM Craiova. Aici la Roman. Nou promovata SCM Gloria Buzău, foarte, foarte ambițioasă. A venit după puncte. Se pare să poată să reușească acest lucru. Aguraie o blochează pe Goran, care pe jos, la post, să mârcă contra, în sfârșit o contra pentru Roman, pe extremă. Își capă extremă, da, și înscrie Elena Carmina Bada. 37, 9 la 12. Practic primul contraatac autentic al jucătoarelor de la formația gazdă. Irina a indicat schema. Aruncare în bal acum, din nou, posibilitate de contra. Și să vedem. Domnul de eliminare pentru Arina Ilie. Faza continuă cu aruncare de la 7 metri pentru Roma. Daniela Todor față față cu Alina Iordache. 2 din 2 până acum de la 7 metri pentru Dana Todor. 3-3. Avantaj de un om, gazele au redus din handicap până la 2 goluri, este 10 la 12. Și acum intrăm în minutul 38. Ceva mai determinate jucătoarele formației gazdă. Abia acum iese Ivan, adversarul direct la această fază, Ilina. Pe pasiv, Vencele nu renunță la luptă, 7 metri. Momentul în care, cu tabăra tehnică a Romanului, ia foc, s-a considerat o apărare semicerc. Suficient pentru brigada de arbitri să-și facă prieteni în ambele tabele. Este gol. Este Ilina, care face 13 la 10 în 39 pentru Buzău. Ivan, Cătacu, scapă mingea după un scenariu pe care l-am văzut în prea multe rânduri, să spunem, și în prima parte a jocului. Partida nu este jucată. Oaspetele au renunțat la portar pentru extra șansa ofensivă, le-a ieșit această tactică, de ce să nu recunoaștem. Goran acum, Ilina, zona de principal pericol, desigur că și Gedroid are aportul ei la acest avantaj de 3 goluri pe care Buzăul îl înregistrează. Goran, faultată de Ivan,
Ilina apără, însă din nou foarte frumos Ana Maria Mârcă. Imediat va expira și eliminarea două minute a celor de la Gloria. Să-și păstreze șansa, românul are nevoie să scrie acum. Aruncă Solero! Să vedem, mi s-a părut că a atins Iordache. Această minge nu a fost așa. Rădăcina Bare le-a salvat pe Buzoinci. Nimic sau mai nimic de reproșat capitanului Carmen Solero în această partidă. Minutul 41. Scorul la Roman este 10-13. Gloria pare să combine cu mai mare lejeritate. Nu, aici îndrăznesc să cred că nu a fost aruncare de la 7 metri. În fine, de destul de multe ori, chiar dacă ai spune cum au spus arbitrii sau împotriva lor, ar fi fost cam același lucru. Buzăul aruncă din nou de la 7 metri. Rămâne în poartă Ana Maria Mârcă. Gianna Ilina apără foarte bine. Olariu Ana Maria Mârcă. Olariu Daniela Todor, coordonator. Carmen Solero în interdeapta probabil va veni mai mult la finalizare. O vedem acum pătruzând. Polcoșer, intrată și ea în capul coșer. Solero, Todor, blocată. Continuă atacul. Care de angajare pentru Raluca Guraie. 9 metri. 43. Vedem pe Todor încercând execuție pretențioasă, de această dată nu i-a ieșit. Și Buzăul foarte, foarte rapid ajunsese deja pe semicercul gazelor. 10-13. Scorul. Gianna Ilina, care face 14-10 pentru formația vizitatoare. Cealaltă parte, românul parcă este ruptă undeva în momentul paselor premergătoare finalizării. Înțeles, este și meritul Buzoincelor, care stau bine în picioare. Plus această Elina Iordache providențial. Jucat-o prin fault Cristina Nan. Pivotul celor de la Buzău. Voltează Polocoșer. Vedem. Se resimte Gianna Ilina.
se ridică până la urmă. Da. 2 minute de eliminare pentru Anca Polocășor. Contactul anterior. Interesant de văzut ce va face Romanul în inferioritate numerică. A avut un final de primă repriză și un început de repriză secundă în care a beneficiat chiar de 3 oameni în plus. Nu a putut să-l fructifice. Acum în defensivă și cu noi mai puțin. Extraordinară cursă această minge. Vincul o salvează pe Lariu Mârcă. Și cât de repede a țâșnit Elena Carmina Badea. Alamania Mârcă, evident, omul meciului pentru gazdă astăzi. Intrat în minutul 46. Scorul este Roman 11, Csm Gloria Buzău 14. 15. Reușesc buzoencele să le țină la respect pe handbalistele formației gaze. Această dată au și, să spunem, creditul moral că erau cu un om mai puțin pe teren, însă una peste alta. Jocul greșeală așteaptă. Reacționează Gloria și are posibilitatea une contra acum. Vedem o faza a treia și se impune o eliminare. Două minute, da. A fost evident cu mâna pe adversar Andreea Mărcineanu. Gazele pot miza din nou pe un moment bun, se pregătește să reinte în câteva secunde și da, chiar acum o face Anca Polocășor, jucătoare eliminată acum, avantaj de un om pentru CSM Roma. Todor nu a avut efectiv cu cine să continue. Gen extremă și Bordache. În fața extremei stânga a celor de la CSM Roma. Funcționat oaspetele fără portar. Prin această tactică se elimină și posibilitatea. Arată ce fază reușește Mârcă. Posibilitatea, mă refream la părării avansate, un om la om. În sfârșit vine și golul Ancăi Polocășor. Minutul 48. Și-a dat egalitate acum în această repriză secundă. Tot 3 goluri diferență au fost și la pauză, nu? Acum este 12 la 15, deci a fost 6 la 9. Gol! Impetuos, sunt pe cadul la Lima Ilie. Parcă s-a ferit să arunce Polocășor. Însă a chitat cu extrema dreapta. Și a eliminat și
contează. Pentru a păstra acest avantaj de 3 goluri al formației vizitatoare. Este 13 la 16, minutul 49. Bada trimite în afara terenului. Pe pasiv. No! Ana Maria Mârcă, pe formă de zile mari. Acoliță cu mare experiență în câștig, așadar, pentru gruparea rămășcană. Gol! Chris în sfârșit de Daniela Todor. Zece minute și jumătate din acest meci, doamnelor și domnilor. Formația vizitatoare, Csm Roman Buzău, are avantaj de 2 goluri, 16 la 14 aici în sala sporturilor, din Roman, în etapa a doua Ligii Florilor. Curtare! Da! Curtat corect de această dată la Alina Ilie. Și cu gol acum încă se joacă. Odor și scrie Anca Polocoșan. Trat în ultimele 10 minute. Avantaj minim pentru Csm Roman Buzău. Care indică pentru gază 15, pentru oaspete 16. Drumușii va cere timp de odihnă. Evident, acum se vor face cărțile pentru finalul de meci. Cine va fi mai pragmatic are șansa să plece cu puncte de aici. Moral bun pe fondul ultimelor minute la gazde. Se drept că în ciuda paradelor Alinei Iordache, nici oaspetelor nu prea le-au ieșit paciențele așa cum s-a întâmplat în primele, să spunem, 40 de minute. Se joacă, încă se joacă. Pentru nicio formație, de altfel, nu a fost ușor să câștige aici la Roman. Se rea jocul, doamnelor și domnilor, aici în sala sporturilor din Roman. Un meci transmis în exclusivitate de Roman24.ro. Care iată se impune din nou magistral Ana Maria Mârcă și încă un moment important acest atac pozițional al formației gazdă. 52 posibilitatea egalării formația Csm Roman. Echita cu al doilea pivot, culoar pentru aruncarea Ancăi Polocoșer, să vedem. Accidentare la Cristina Nan, căzut rău la contactul anterior în care a blocat interul celor de la Csm Roman. Faza oricum va continua cu un 9 metri pentru gazde. Dumitru Mușii intra și el pe teren pentru a le transmite elevilor sale câteva
indicații prețioase. Pe cealaltă parte, aparent calm, Cornel Bădulescu. Sigur, este și el multe de nervi. A revăzut doar o singură dată. Manieră de arbitraj bizară de Alessandro Nicișor și Alin Stamatou. Am acuzat de rea credință, poate că uneori erau un pic pe lângă meci. În asta, cu siguranță, va face obiectul unor analize ale specialiștilor în domeniu. Noi urmărim împreună un nou atac pozițional al gazelor de la CSM Roman. Handicap minim de un gol. Formația gazdă are posibilitatea să înscrie din nou. Todor recirculă până la Stolero. Anihilat pivotul gazelor și doar 9 metri exact pe lângă colega sa, a încercat să pătrundă și Carmen Stolero. De apreciat faptul că a fost făcut efort fizic susținut din partea ambelor combatante. Odor, extremă, Badea, Rocoșer. Roc, mingea rămâne la formația gazdă, aruncă puțin pe lângă Anca Porocoșer. 53. Românul are mare nevoie să nu ia gol. 9 metri. Vedem intrată numărul 7 pe Cristiana Ciuplea. Pivot Gorea Buzău. În inter dreapta intră Alina Ilie, în vreme ce Ionela Goran este inter stânga, coordonatoare ca de obicei Gianna Ilina. Ilina încerca să insinueze o minge acolo, se apără bine Romanul. A avut la un moment dat și posibilitatea să fure această minge. Prepasiv. Gloria pare să fie în criză de idei, dar nu și de execuții frumoase. Alina Ile, gol, minutul 54 pentru 17 la 15. Roman în parcă aștepta jocul pasiv. Todor, Procoșer, joc destul de neglijent, a avut și momentele bune, însă a lipsit reglajul tirului. Gazele parcă i-au prins frica Alinei Rodache și nu aruncă pe 9 metri. Mizează mult pentru pe culoarele care ar putea să le facă de puroaie. Gata pe Olariu, recepționând această minge. 55. Todor, Valeriu, Chitacu! Fie oara Chitacu! Da. Și se cam încind lucrurile. Dacă Romanul nu ia gol, atacă și parcă fac parte din jocul de handa. A peste alta. Bucurăm de un spectacol handbalistic. Deși cam încrâncenat, totuși foarte agreab. Prează Romanul, nu are posibilitatea să dea drumul la minge. Carmen Stolero, mârcă, Procoșer, Todor,
5 minute în acest meci. Tolero! Ricoșer pentru Kitaku. Tolero! Succesivă până în cealaltă extremă și gol! Golul egalării vine, iată, de la extrema Elena Carmina Badea în minutul 56. 17 la 17. Poate cu ajutorul suporterilor Romanul a reușit să toarcă soarta unui meci care părea persecuit Erendul Buzău să mai greșească. De acum încolo, până la final, este matematică pură. În varianta cea mai simplă, dai gol și nu e gol, poți câștiga 9 metri acum pentru gaz. Situație bună, Tolero angajat, a încercat să o angajeze pe Arigorai. Kitaku, până Kitaku, Tolero! Minutul 57, Romanul conduce cu 18 la 17, după ce părea să fi scăpat ostilitățile din mână. A dat gol și, așa cum spuneam, în acea aritmetică pură, trebuie să nu ia șansa la gol. No, no, golul este validat. Egalitatea la 18. Badea trebuie să toarcă. Tolero! Foarte, foarte bătăioasă acolo, însă Marinela German. Todor. Succesiv ratată, prepasiv, Romanul trebuie să facă cineva ceva. Vedem. Nu sunt probleme cu accidentarea ancăi Polocoșer. Important este că mai sunt 2 minute și jumătate din acest meci. La gaz de pe Irina Ivan, care poate arunca de pe 9 metri. Pe pasiv Romanul are această carte. Iarăși 9 metri. Ține amenințarea de joc pasiv. Iarăși Ivan. Dreaptă, pe lângă în egalitate. Și uităm la fazele anterioare, Zăul a scris și nu a luat gol. Este foarte important, minutul 59, ce va face Romanul? La scorul egal, 18 la 18. Foul pus de pivot. E pasiv. Forțare! S-a fost o forțare în această fază. Pot al jucătoare de la Buzău, însă era 9 metri.
etape de joc pasiv. Fetele de la Gloria. Are până la urmă scriu. Un minut. Este 18 la 19. Stonero. Ediția solicitată de către Cornel Bădulescu. Un moment foarte important al unui joc cu de toate, să spunem așa. Din punct de vedere pragmatic, însă gazele mai pot spera la un egal. În vreme ce oaspetele au posibilitatea o defensivă bună la următoarea fază să-și asigure toate punctele puse în joc. Românul nu are nevoie de mai multe indicații. Zău, ceva mai calmă. Oricum va avea și posibilitatea unui eventual ultim atac. Depinde și cât va ține de posesie gruparea gazdă. 48 de secunde. Avantaj de un gol pentru Buzău. Cine va lua inima în dinți să arunce? Nono. Va lovit-o în posterior pe capitanul Carmen Stolero. Van Stolero. Todor până în extrem. Situație bună. Stolero. 20 secunde. Poziționalul Romanului în prepasiv. Paul și 9 metri. 10 secunde. 11. Romanul renunță la portar pentru a avea 7 jucătoare pe faza ofensivă. A intrat și Cârjan. Trebuie să vină aruncare. Tolero. Angajează pe Cârjan. Și Buzău va câștiga acest meci. Roman 18, Csm Gloria Buzău 19. În etapa a doua a Ligii Naționale, Liga Florilor, doamnelor și domnilor. Meci încrâncenat aici la Roman. Meci care l-a lăsat în lacrimi pe multe dintre jucătoarele formației gazdă. Vedem foarte afectată, mai ales pe Ana Maria Mârcă, portărița, care a făcut minuni în poarta gazdelor. Ne bucurăm că ați fost alături de noi la această transmisiune directă. Roman24.ro va fi alături de fiecare dată când aici, la malul Moldovei, vor fi evenimente sportive importante. Vă dorim o duminică plăcută în continuare și toate cele bune!